Mai mult de jumătate din bugetarii României, adică circa 650.000 de persoane, vor avea salarii mai mari de la 1 august, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Suciu. Conform acestuia, media creșterilor salariale este de 5%, însă sunt și categorii de persoane angajate la stat care vor primi cu 20% mai mult. Măririle salariale vor intra în vigoare de la 1 august, așa că angajații vor lua primul salariu majorat în septembrie. Majorările sunt până la 20%, de exemplu, la asistenți sociali. Sigur, în alte categorii sunt mult mai reduse, sunt mai degrabă modice, intrăm pe 1%. Pe medie vorbim de o creștere salarială pe fondul de salariu de undeva la 5%. Ordonanța încercăm să intre în vigoare, să nu uităm însă că ea vine după o creștere salarială pe tot sectorul public de 10%, să nu uităm acest lucru, și să nu uităm că de la 1 mai vorbim de un nou salariu minim pe economie. Majorările vor costa 500 de milioane de lei anul acesta și 2,3 miliarde în 2017. De măririle salariale vor beneficia doar jumătate dintre angajații de la stat, pentru că s-a luat în calcul doar corectarea unor disfuncționalități salariale din a doua jumătate a grilei de salarizare. Vom veni cu o mobilizare bugetară pe care ne-o putem asuma din a doua jumătate acestui an și pentru 2017, care va avea ca obiectiv o corectare a acestor disfuncționalități salariale care au dus la suprapuneri de salarii între clasele de salariale de jos și care vor corecta și o parte din problemele care apar acolo unde în aceeași categorie de funcționari cu aceleași responsabilități putem avea salarii diferite pentru că oamenii au fost recrutați în perioade diferite. În paralel cu ordonanța care va mări salariile a jumătate dintre bugetari din toamna acestui an, dar și pe tot parcursul lui 2017, guvernul va lucra și la o lege a salarizării care să fie aplicată treptat începând cu 2018. Proiectul va fi supus dezbaterii publice.